Astăzi avem un prilej cu totul special de a întâlni o tânără autoare, consacrată de altfel între ale filozofiei, dar care de data aceasta face niște mărturisiri surprinzătoare într-o carte intitulată Scrisorile singurătății. Veți găsi în această carte o altă Oana Șerban, diferită de aceea pe care ați dezvăluit-o în scrierile sale de specialitate. Această carte mi-a pus mie personal foarte multe probleme. Parcurgând textul, m-am gândit de ce 10 scrisori când acolo sunt cu mult mai multe. Pentru că Oana Șerban vrea să frapeze și atunci 10 porunci, sistemul de numerație arab este în baza 10 și a ales cifra aceasta care este o cifră rotundă. Dacă are alte motive, s-ar putea să ne le spună dânsa, dacă există și alte motive. Dintr-un alt punct de vedere, sigur, este o carte de destăinuiri, dar nu orice fel de destăinuiri. Este atâta, hai să spunem, tristețe în cartea aceasta. Îmi pare rău, Oana, este multă tristețe, așa te-am văzut eu. Acum, și plecând de la titlu, ai putea să fii acuzată de asemenea sentimente. Dar este atâta tristețe, dar mai mult decât atât, este o introspecție extrem de interesantă a unui suflet, să spunem, zbuciumat, ca să fim foarte laconici. Mai departe, modalitatea în care ne dezvăluie ceea ce are de spus este una variabilă. Odată vorbește în sistemul, să spunem, binar, nu știu dacă se poate folosi așa ceva, expeditorul trimite și destinatarul primește. Dar pe parcurs, această liniaritate se transformă într-o relație triunghiulară între autoare, un al doilea personaj care scrie scrisoarea și destinator, tarul propriu-zis. Dar să nu vă lăsați păcăliți, acel personaj, care uneori este chiar un bărbat care scrie o scrisoare cuiva, da? Este de fapt tot Oana. Este tot Oana, pentru că Oana a folosit tertipul lui Fernando Pessoa, da? Și vorbește prin heteronimii, da? Prin heteronimi. Mergând peste toate aceste lucruri, este o carte pentru mine pasionantă, pentru că mai departe de a descifra un suflet omenesc deosebit de cald și o stare, să spunem, temporară, poate, a unei astfel de ființe, mai departe decât acest sentiment, există o forță de generalizare și o forță de interpretare, până la urmă, a lumii în care trăim și de care ne lovim în fiecare zi și nu totdeauna cu mângâieri și de multe ori cu o contondență care ne produce și suferință. N-aș vrea să patinez mai mult într-un domeniu care aparține lui Oana și aș da cuvântul doamnei Livia Iacob din partea editurii noastră, editura Carte Românească Educațional, să spună câteva cuvinte și apoi să vedem invitații domnișoarei Oana Șerban să așezăm lucrurile în postura lor oficială, că așa e mai bine, Oana. O să creadă cineva de aici că suntem foarte intimi. Bun găsit! Bine ați venit la standul editurii Cartea Românească Educațional, unde vă așteptăm în fiecare din zilele care ne-au mai rămas până la încheierea acestui minunat târg Gaudeamus. Vă așteptăm cu multe evenimente și surprize plăcute, cu invitați deosebiți. Unul dintre aceștia se află și astăzi, ne onorează cu prezența domniei sale aici, domnul prim-ministru Petre Roman, care înțeleg că este și un mare cititor al acestor epistole, un cititor care apreciază eseistica, ceea ce este un lucru extrem de rar în societatea contemporană. De asemenea, aș vrea să vă spun că e o bucurie pentru noi să găzduim în editura noastră autori tineri care de fiecare dată își reconfirmă valoarea adăugând ceea ce
Odinioară, Maiorescu numea un fond autentic unei forme care nu este deloc ușor de alcătuit. Și mă gândesc aici, de acum, de data aceasta, din punctul de vedere al filologului și al celui care studiază literatura teoretică aplicat, că este o carte în care se recuperează un sens fundamental al epistolei, al scrisorii, un sens pe care generațiile mai tinere încep să-l știe din ce în ce mai puțin, în contextul în care nici măcar nu mai folosesc scrisoarea, ci se exprimă, așa cum știm, pe mail sau pe telefon și repudiază în felul acesta orice virtualitate a contactului uman veritabil. Ei bine, la origini, epistola a fost cu adevărat un text polemic. Nu era neapărat un text care își căuta un adresant comod, ci era un text care își căuta un destinatar cu care să intre în dezbatere vie, cu care să scornească idei, cu care să scotocească adevăruri. Acest sens, aș spune eu, că este recuperată prin toate formele de insolitare pe care Oana Camelia Șerban le practică sub această inspirată titulatură de scrisori ale singurătății. Pentru că, de fapt, nu este neapărat o singurătate, ci așa ca în literatura veche, este o singurătate care își caută un enchidu pe măsură. Vă felicit și urez acestei cărți mult succes. Este o carte deosebită atât ca fond de idei, cât și ca formă. Repet, ceva similar făcea Cioran în Interbelic, deci să șocăm publicul printr-un tip de text care nu îi este familiar. Și de ce nu l-am șoca, obligându-l să se intereseze puțin mai mult cu privire la ideile mari, la ideile adevărate și chiar la sinele propriu. Nu vreau să deconspir prea mult din conținutul acestei cărți, pentru că este o carte care recuperează vorba lui Roland Barthes, plăcerea lecturii, și insistă pe această plăcere a lecturii, dar și a scrisului. Cred că tema acestei cărți este, înainte de toate, descoperirea sinelui prin scris. Actul de a scrie, de ce nu, chiar cu o plăcere sadomasochistă. Dar despre asta cred că vor vorbi mai multe cei care o cunosc mai bine pe autoare în intimitatea scrisului domniei sale și o să le dau cuvântul în ordinea care a fost anunțată pe afiș, fără alte introduceri. Îl invit așadar pe domnul Cristian Istode. Bun. Aseară eram după lansarea prusului Marga și îi spuneam socrului meu Bogdan Ghiu, care lansează după 13 ani un nou volum de poezie, uite, mâine vorbesc de o lansare despre o carte despre relația între scris și singurătate, n-am devoalat mai mult, la care domnul Ghiu, altfel atât de postmodern și cu multe laturi în scrieri și în textul, doamne, e foarte simplu, dacă stai prea mult singur, scrii prea mult. Asta ar fi un adevăr faptic de la care se poate pleca, dar care cu siguranță nu acoperă ceea ce se întâmplă aici. Atât că am apucat să citesc din această carte, mi se pare un fel de fals roman epistolar. Sigur, la prima vedere te gândești, epistole, suntem în, a trecut romantismul timpuriu, unde nu e Werther, nu e Laclau, dar nu este deloc așa, este un fel de experiment cu sine polifonic. Și cred că, lăsând la o parte ceea ce nici nu e căderea mea să evaluez calitatea literară, mi se pare că e un mod personal de a găsi o cale de ieșire, cum zicem noi la filozofie, dintr-o aporie foarte clară. Acum știm, aporiile n-au soluție finală, dar pot avea ieșiri contextual valabile. Aporie care spune așa, foarte simplu, pe de o parte, dacă eu mă pun pe mine așa cum sunt în cuvinte, e ceva la limite irelevant și neinteresant pentru ceilalți, dacă încerc să pun în cuvinte pe ceilalți, e ceva la limite imposibil. Și atunci ce fac? Unde mă plasez? Kundera pe vremuri era foarte caustic în a denunța un tip de expresivism care ține de era grafomaniei universale și spunea, uite, cum fiecare cuvânt devine o oglindă care se uită la mine și de fapt eu când cred că mă pun în serviciu celorlalți, de fapt nici nu mai pot să le aud cuvintele, că le aud doar cuvintele pe care le pun eu în gură. Oana face cu totul altceva aici. Chiar dacă putem identifica sau nu personaje care au prilejuit aceste rânduri, Oana își ascultă vocile minții. Vocile minții pot fi mentorul, poate fi doctorul cu care nu s-a înțeles, poate fi
mama din mama adoptivă, să zicem, sau alte figuri, alte role modeluri, dar până la urmă este un experiment care pleacă de la această idee simplă. Eu habar n-am, eu nu am, eu Ana Șervan, cum să știu ce se întâmplă în mintea ta, cum se trec sau ce, pentru ce stau cuvintele alea, nici nu încerc să te reconstruiesc, pur și simplu încerc să mă înțeleg mai bine pe mine prin această mediere. Fiecare dintre cei care lasă urmă în viețile noastre devin niște mijlocitori în mai bună înțelegere de sine, pentru că ăsta este siderea noastră, este un sider dialogic, spart, și de chiar dacă există o voce dominantă, nu, una care se aude mai tare, uneori mai strident, așa, ideea e să le ascultăm și pe celelalte. Și Oana cred că asta face, cumva se pune în criză, cumva se vulnerabilizează în mai multe 10 feluri acolo, și lucrul ăsta sigur ne arată și o inimă care, în care e loc de multă durere și care, în care e durere pentru și durere pentru durerea altora, poate mai mult decât ar trebui. Noroc că e și o voință de fier așa, de a vrea să facă bine și de a se ține pe picioare. Și toate astea se petrec în ceva ce sper să fi fost terapeutic pentru autoare și să fie terapeutic și pentru cei care vor citi. Pentru că altfel, sigur, nu trebuie să fii psihanalist ca să lești ce s-a întâmplat cu identitatea publică a Oanei anul ăsta și cu o serie de scrisori. Nu, ai zis că în era digitală nu mai avem scrisori deschise, avem doar mail-uri sparte sau ceva, dar am avut de parte, nu, de tot felul de scrisori deschise, și iată că și eu-ul, nu privat, și eu-ul subiectiv și personal al Oanei a simțit nevoia să găsească o formulă care, am spus că nu mă pronunț asupra calității stilistice, dar ceva, nu știu, pe gustul meu mi s-a părut foarte interesant. Când împrumuți vocea altuia, textul este literar vorbind mai bun decât cuvântul înainte. În cuvântul înainte, care este adevărata Oana, apar niște lucruri care pot complica, pot obosi un pic ochiul și iată paradox, iată eternă paradox și eterna rană din care se hrănește scritura literară. Trebuie, dacă nu, să mint, să mă deduplez, să-mi pun o mască, să mă pun cumva în criză și în locul celuilalt pentru a spune ceva adevărat, bun și adevărat. Ar fi multe altele de spus, aveam și o scrisoare pentru tine, dar o lăsăm într-o altă ocazie. În volumul de scrisori să o treceți, da. Următoarea. O să o invit acum pe Alina Alac să ne spună câteva cuvinte. Înainte de a-mi lăsa Oana cartea, am fost la o expoziție de artă contemporană, de fapt de instalații de artă contemporană, și erau acolo unele instalații care mergeau pe principiul realității augmentate. Una dintre ele mi-a creat exact aceeași impresie artistică precum cartea Oanei. Era ca un fel de iglu în care intrai, pereții erau alcătuiți din oglinzi fragmentate, în formă de fagure, dar oglinzi inegale, și aveai parte de o reflectare în minte a propriei persoane din foarte multe puncte de vedere, similară vocilor diverse care există în cartea Oanei. Fiecare cu un alt aspect, dintr-o altă perspectivă. Însă, sunt foarte multe de discutat despre carte. Pe mine m-a îndemnat mai mult la o altă meditație, aceea relației dintre scris și singurătate. Și, inevitabil, pornind de la propria mea experiență, este vorba și sunt diferite fațete, Oana surprinde foarte bine diferite aspecte ale acestei relații. Pentru mine singurătatea este simultan, nu mă pot abține să nu spun, deși nu este foarte relevant în acest context, dar totuși, pentru că pornesc de la anumite supoziții și de la un anumit fond de cunoaștere personal, este și un privilegiu. Există un tip de cunoaștere, de singurătate, să-i spunem așa, spațială, de care ține de intimitate și spațiu privat, care cunoaște o dimensiune de gen pregnantă, în sensul că femeile în general au beneficiat mai puțin. Mă gândesc aici la Virginia Woolf, o cameră doar pentru ea. Femeile mai rar au beneficiat de acel spațiu
personal și nu mă refer aici doar la spațiul fizic, ci la acea pierdere a femeii în ca ființă relațională, ca ființă care rămâne încă îngrijitoarea familiei și pentru care a se consacra și a se desprinde de acele acte supererogatorii este mult mai dificil decât pentru un bărbat. Așadar, cred că este un tip de singurătate, privilegiu, astăzi mai rar, mai puțin pregnantă, dar care totuși continuă. După aceea este un tip de singurătate individuală, o singurătate fundamentală, o singurătate existențială la care ne raportăm cu toții. Unii fugim de ea, fugind astfel de noi înșine, alții ne cufundăm în ea. Și aici cred că există o dublă abordare. Există un tip de singurătate mistică în care singurătatea este o sursă de putere, este o sursă de autenticitate, este un mod de a coborâ cu toată conștiința în prezent sau cu toată prezența în ființă. Este un mod de, să spunem, un tip de singurătate noetică, un tip de singurătate care nu poate fi transpusă în discurs. Este o singurătate a meditației, o singurătate a contemplației, o singurătate a trăirii, a intuiției. Dar este un tip de singurătate pe care, dacă nu ți-o asumi, nu te poți raporta de pe poziții de autenticitate în relațiile cu ceilalți. E un tip de singurătate fără de care rămâi pe poziția unui nevoiaș în interacțiunea interumană. Este o singurătate relativ incomodă, dar simultan, dacă ne raportăm la tradițiile mistice, un tip de singurătate extatică. Aceea singurătate individuală a fost receptată, să spunem, cultural, și aș spune aici și din perspectiva unei culturi masculiniste dominată de acel dualism cartezian în care înțelegem ființa umană în primul rând ca individ izolat, ca entitate solitară, separată de ceilalți, înțeleasă cumva într-un vacuum contextual, acea entitate autosuficientă. Ei, spuneam că din această perspectivă a culturii majoritare, acest tip de singurătate a fost percepută mai degrabă anxios, angoasant, dar a fost o modalitate prolifică de în relația cu scrisul. A permis o relaționare cu ceilalți, pornind de la conștientizarea acestei separări, să spunem, a părții de întreg. După aceea, aș mai spune că există și o singurătate identitară a persoanelor care participă la mai multe culturi. Nu știu, de exemplu, în cazul meu sunt simultan particip, mă raportez multiplu la identitate, simultan sunt țin de cultura occidentală ca formație, țin de o religie musulmană, cunosc intim și celălalt spațiu, iar atunci când participăm la prea multe lume, ajuns să nu mai aparțin niciuneia. Se creează simultan o însingurare, dar și un spațiu în care a scrie devine un fel de datorie socială și o modalitate de a media între nu doar între singurătățile noastre individuale, ci și între culturi. Eu pot să mai continui, dar cred că e cazul să mă opresc. Vă mulțumim pentru aceste gânduri atât de aplicate, da, pe problema identitară, care este una dintre cele mai la ordinea zilei astăzi, din toate punctele de vedere, dar mai ales din cel geopolitic. Și-l invit în continuare pe domnul Laurențiu Gheorghe. Eu poate sunt persoana cea mai puțin calificată să vorbească la o lansare de carte. Datorită faptului că sunt mai degrabă oral decât literar și am dificultăți enorme în a scrie, de aceea o invidiez sincer pe Oana, care are un anumit tip de lejeritate ce cred că e salutar. Și nu numai atât, cred că orice carte scrisă e un act de curaj în ultimă instanță, mai ales un roman, mai ales o carte
să spunem așa, de ficțiune, ficțiune a realității intime. Iar singurătatea poate este prilejul cel mai ofertant pentru a te deschide, a-ți deschide sufletul, a te deschide pe tine însuți către ceilalți. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să nu sesizez o coincidență a opozitorum. Dacă singurătatea în roman e o formă de iubire, atunci ce fel de singurătate este? E un denunț al singurătății printr-un act care anulează substanța conceptului singurătății, pentru că a scrie înseamnă a te deschide către ceilalți. Și mi-a plăcut foarte mult începutul uneia dintre scrisori, în care Oana spune, așa, parafrazând Sfinții Părinți, eu nu mă pricep să scriu, o fac de data asta doar ca să-ți spun câte ceva și să nu te superi pe mine. Poate că ispita aceasta de a scrie, care a devenit, să zicem așa, spiritus rector al lumii în care noi ne învârtim, ar trebui cumva subsumată unei smerenii a demersului de a te deschide, în sensul în care, așa cum spune și Oana, o epistolă întotdeauna răspunde unei cereri nerostite. E mai puțin, să spunem așa, un act pur individual, cât răspunsul la un strigăt mut pe care ți-l adresează cititorul. Și există în fiecare dintre noi un cititor care își caută, să zicem, partea, își caută perechea, își caută perechea într-un mod de a vedea lumea, de a te raporta la ea, care să ne suspende singurătatea sau singurătățile. Și poate de asta Oana se deschide către cei din jurul ei și nu numai, încercând să stabilească cu foarte mare curaj această punte dintre suflete. Aș mai remarca un lucru, forma în care scrie aceste epistole. Colegul meu, Cristian, a tras atenția asupra, să zicem așa, amprentei pe care o pune asupra noastră modul acesta de comunicare frugal prin intermediul tehnologiei, în care frazele sunt scurte, cuvintele sunt scurte, ajungem să scurtăm totul până la litere, în ultimă instanță, dacă observați pe mesajele transmise, nici nu mai scriem toate cuvintele. E o formă de a contrage gândurile noastre, dar o formă care dă și o anumită cadență foarte interesantă și foarte plăcută dacă e stăpânită. O cadență care asigură un anumit tip de dinamică a intimității. Ceea ce e foarte surprinzător și totodată reprezintă, în opinia mea, un plus al scriitorii Oanei. Există pentru un epistolar al singurătății o extremă dinamicitate a scrisului. Sunt, mărturisesc, un fan al poeziei mai degrabă decât al romanului și întotdeauna într-un roman am căutat să văd posibilitatea lui de a se deschide către universul liric, către poetic. Ei bine, cred eu că există un anumit fel de poezie în scriitura Oanei, o poezie care îți dă un ritm, un ritm care însoțește gândurile ei și poate că acest tip de ritm, această muzicalitate ascunsă, vă va incita să ieșiți un pic din tiparele singurătății proprii și să încercați să împărtășiți această singurătate simfonică, polifonică, aș spune eu, în care suspendăm singurătatea pentru a fi împreună prin intermediul unei cărți. Îi mulțumesc foarte mult Oanei pentru această carte și sper să vă bucurați de ea și dumneavoastră. Domnule Vasile Morar, vă rog să ne fiți alături. Bună ziua! Eu sunt un privilegiat. Se aude? Privilegiat pentru că
acum aproape 10 ani m-am uitat în banca întâia la primul curs de etică și am văzut niște ochi gânditori. Gândirea Oanei este sigur una profundă. Singurătățile din această carte sunt singurătăți nu ale psihologiei umane elementare, nu ale omului singur în societate, nu acelui singur pentru că are nemulțumiri față de viață, ci vorba de singurătatea gândirii dintotdeauna. Ceea ce înseamnă că dacă gândirea nu este doar raționalitate, este și sentiment, este și atitudine, atunci acestea sunt calitățile al unui om de gândire, al unui filozof. Oana are o calitate și o încheie imediat. O calitate extraordinară. Nu se lasă pătrunsă și nu se lasă copleșită, și aici poate de vină sunt părinții dânsei, nici de orgolii nemăsurate, nici de vanități infinite. Mai mult, este un gânditor, sigur, unul care nu consideră că istoria universală există, pentru că ea există. Cum, din păcate, foarte mulți intelectuali români gândesc și se poartă ca atare. Această lipsă de hubris în viață a Oanei o puteți descoperi în această ultimă carte a ei. Spun din nou, eu sunt privilegiat pentru că sunt printre profesori, poate că primul care mi-a dat seama de calitățile de excepție rare ale ei. Mulțumesc, Aline, că este aici și vă mulțumesc celorlalți colegi și studenți care sunteți aici. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule profesor, vă mulțumim și noi și îl invit pentru a încheia acest moment dedicat, de fapt, autoarei Oana Camelia Șerban, pe domnul prim-ministru Petre Roman, astăzi în calitate de cititor al cărții. Și nu numai, pentru că e vorba despre Oana. Cred, prin urmare, cred că de mai multe ori, nu de puține ori, i-am spart singurătatea pe care Oana o îndura. I-am spart singurătatea pentru că am avut eu privilegiu de a o avea alături pe Oana în elaborarea celor două volume de memorii care, iată, au apărut. Împreună cu ea eu am aflat că nu e întotdeauna cel mai important ceea ce îți amintești, ceea ce știi, ceea ce ai simțit, ceea ce vrei să spui, pentru că alții pot să nu privească lucrurile așa. Și cea care mă trăgea de mânecă în modul cel mai elegant și în același timp subtil era Oana. Asta m-a făcut să mă gândesc la o înțelepciune chineză, veche. Într-o întâlnire pe care am avut-o cu președintele Xi Jinping acum un an, ne-a spus această înțelepciune care sună așa: doi foarte buni prieteni pescuiesc într-o barcă pe un lac la sfințitul soarelui. E o atmosferă minunată, calmă, plăcută. Unul dintre prieteni zice celuilalt: ce fericiți trebuie să fie peștii în această apă. Și celălalt îi răspunde: cum poți să știi tu? Tu nu ești pește. Cam asta m-a făcut și ea pe mine să înțeleg în decursul. Am să vă spun, Oana, sincer, că de două ori am fost surprins astăzi. Întâi de titlul cărții. Titlul e splendid, dar întrebarea mea era: dar de unde a ta singurătate? Drept care am întrebat-o pe Oana: Oana, de unde a ta singurătate? Zice: este, domnul Roman, este. Asta m-a surprins a doua oară. Oana, să nu mai fie. Asta e ceea ce îți doresc eu. Să rămână, și mă bucur că i-am cunoscut aici pe părinții ei. În continuare, să dăm cuvântul acestei distinse și drăgălașe totodată persoane care ne-a adunat astăzi aici, într-o vreme în care fiecare dintre dumneavoastră aveați alte treburi.
Mulțumesc frumos, domnule profesor. O să trec lângă dumneavoastră ca să pot să-i văd pe toți cei prezenți. Sunt impresionată de numărul mare al celor care au venit astăzi aici, în ciuda vremii, în ciuda timpurilor și în ciuda faptului că toți ne favorizăm și ne privilegiem la un moment dat propriile momente de singurătate. Această carte e un paradox de la cap la coadă. În primul rând, suntem la o lansare a unei cărți care discută despre singurătate în miezul unui târg. Uitați cât suntem. Mai apoi este o singurătate exilată din perspectiva faptului că nu a rămas doar la nivelul paginilor acestei cărți. O carte pe care am scris-o pe nerăsuflate la începutul acestei veri și care nu credeam că va vedea lumina tiparul. Iar pentru asta îi mulțumesc domnului profesor Burlui. Ne-am cunoscut de curând prin prisma cărții. Ea a fost scrisă în mod spontan, nu a fost gândită niciodată altcumva decât ca un experiment literar care urma să vadă cel mult sertarul biroului meu, dar într-o dimineață, vorbind cu unul dintre destinatarii acestor epistole, mi-am dat seama că ar trebui să dau cărții un alt drum și să o îndresc spre tipar. Iar domnul profesor Burlui a considerat că această carte poate să intre sub auspiciile editurii Cartea Românească Educațională. Pentru mine a fost o surpriză. Ea este o carte scrisă în toate momentele în care, de fapt, eu nu am fost singură. Este o carte scrisă din spital, este o carte scrisă de la școală, din pauze, este o carte scrisă de acasă, este o carte scrisă pe drumul dintre toate aceste locuri care au compus, de fapt, miezul acestui an. N-a fost un an ușor, așa cum s-a discutat mai devreme, dar depinde cum te uiți la el. Mi-a tăiat cineva microfonul când am zis asta. Stați liniștiți, nu mă cenzurați, că o să fiu blândă. A fost cel mai greu an din perspectiva lucrurilor neașteptate, dar cel mai bun an gândindu-mă câte alte rele s-ar fi putut întâmpla și nu s-au întâmplat. Și în același timp cel mai bun an pentru că, uitați-vă acum la capătul acestor 365 de zile aproape, din noiembrie anul trecut, de când a început o aventura mea și până astăzi, uitați cât suntem aici. Pentru mine asta este mângâietor. Îmi arată că mă bucur de prețuirea dumneavoastră și de căldura dumneavoastră în timpuri în care oamenii își vorbesc tot mai puțin și se însingurează tot mai mult, așa, sub masca solitudinii, mai mult decât a singurătății asumatele, nu fiind chiar unul și același lucru. Ce vreau să vă spun? 10 scrisori. 10 scrisori adevărate, pentru că doar 10 dintre ele au acoperire din perspectiva existenței destinatarilor în realitate. Mulți dintre cei care vor citi cartea se vor recunoaște și vor înțelege că au fost destinatarii acestor epistole. Sunt mult mai multe, circa 30, de cele mai multe ori destinatarii se repetă, pentru că experiența lor de viață, de fapt, stă la baza acestei cărți. Și aici domnul profesor Cristian Iftodea a spus un mare adevăr. E mult mai simplu să scrii atunci când intri în capul celuilalt și în sufletul celuilalt. Sigur, e un gest complet incomod, la limita moralității, pentru că întrebarea e până unde poți să mergi într-un asemenea experiment literar, răspunsul este până acolo unde prietenia, încrederea și căldura celor care se expun în fața ta acceptă. E mult mai simplu să scriu din sufletul altora și din mintea altora în măsura în care ori de câte ori eu am scris despre mine a fost inconfortabil, am făcut-o nu ca să nu mă simt singură, ci am făcut-o mai cu seamă ca să nu uit intensitatea unor momente care, dacă nu sunt scrise atunci când își au locul și vremea, mai târziu fie sunt uitate, fie sunt atenuate, fie ajung împrumutate sau confiscate de oameni care au avut tangență cu ele, dar a căror moralitate, bună credință, nu are de ce să stea în picioare. Și atunci a fost, de fapt, un experiment prin care am încercat să scriu radiografia unui an în care cele mai mari bucurii și cele mai mari tristezi și-au dat mâna. Pe de altă parte, eu n-am vrut ca lansarea de astăzi, cu atât mai puțin așteptată, dacă volumul nu era așteptat, să se consume discutând despre cartea mea. Să știți, domnule profesor Burlui, singurătatea nu e neapărat un eveniment al tristeții. Eu sunt veselă, sunt chiar bucuroasă uneori în singurătatea mea. Da, e un fel de model anahoretic, un fel de retragere în sine, un fel de spațiu pentru meditație, dar nu rămân acolo, iese în afară, drept dovadă, iată-mă aici, asumându-mi ce am scris în această carte. Mi-am dorit ca evenimentul de astăzi să fie, de fapt, o dezbatere despre relația dintre scris și singurătate, dar cum târgul, așa cum este el configurat, nu ne dă privilegiu de a ne construi o intimitate foarte solidă aici, pentru a putea împărtăși aceste idei, formatul dezbaterii a fost puțin alterat.
Ideea de fond rămâne aceasta, că în momentul în care scrii, scrii în primul rând pentru a te cunoaște pe tine și a te lua în grijă pe tine. Și asta a fost maniera prin care eu am înțeles să mă iau în grijă și să nu mă uit. Mai apoi a fost maniera prin care am înțeles să iau în grijă și să-i reconstruiesc pe aceia care au simțit că dialogul dintre noi este de fapt o formă de recuperare a lor. Și pentru asta nu pot să simt decât un incredibil privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Avant la letră. Îmi cer iertare celor care se vor trezi pomeniți în această carte și nu se așteptau. Și sper ca cei care nu se așteaptă să fie aici și or să apuce să se citească sau prietenii vor informa că sunt aici, să reușească să simtă măcar jumate din ce am simțit eu atunci când am scris. Pe de altă parte, vreau să vă spun că formatul lansării a fost gândit aducând aproape prieteni cu aspirații foarte diferite și preocupări diferite. Îi mulțumesc Alinei că a fost aici. Pe Alina am cunoscut-o prin prisma filozofiei. Domnul profesor Morar ne-a făcut cunoștință în urmă cu mulți ani. Pentru mine, Alina este unul dintre autorii dragi, contemporani, dar în același timp a devenit și o prietenă foarte bună. Și a devenit o prietenă foarte bună în măsura în care a acceptat să citească aceste rânduri destul de intime și să-mi spună un lucru asupra căruia am meditat și eu și care ar fi trebuit să stea la baza dezbaterii noastre. Și anume acela că există nenumărate forme de singurătate. Singurătatea făcând parte dintr-o comunitate nouă care te acceptă. Singurătatea comunității pe care ai uitat-o. Sunt emoții, ne copleșesc. Apropo de felul în care ne epuizăm în muncă. Uneori singurătatea e terapeutică, e consolatoare și te ține departe de asemenea excese sau de asemenea eforturi. Mă bucur însă că reușim să creăm aici un spațiu prin care ne-am împărtășit aceste elemente. Mulțumesc frumos că ați fost prezenți. Mulțumesc frumos că ați acceptat să fiți parte a acestui eveniment și în același timp parte a cărții în măsura în care mulți dintre dumneavoastră ați fost personaje. Și m-aș bucura să ne vedem și cu alte ocazii în același format. Domnule profesor, mulțumesc din inimă pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru această carte. Te apreciez. Pentru ca să încheiem, să vă mulțumim dumneavoastră tuturor și autoarei pentru că a apelat la noi. Totuși, deși timpul este înaintat, aș vrea să vă spun că povestea intrării în editură a fost foarte scurtă. Oana a dat un telefon dimineață, eu după amiază am citit cartea, mi-am dat seama la telefon, n-am înțeles foarte bine despre cine-i vorba, am citit manuscrisul, am văzut că scrie pe manuscris Oana Șerban și mi-am amintit că de un an de zile la mine pe birou este o carte despre capitalismul artistic. Și am sunat-o din nou, am întrebat-o dacă este adevărat, mi-a spus că da. Și a doua zi cartea a intrat în procesare, în editură. Drumul acestei cărți a fost foarte scurt, dar gloria ei va fi una mare. În încheiere, vreau să vă spun că editura Cartea Românească Educațional acordă un premiu de excelență domnișoare Ioana Camelia Șerban pentru proza sa eseistică, i-am spus noi, trebuia să spunem ceva de scrisori. Vreau să vă spun că noi nu eliberăm orice fel de diplome și plachete. La noi plachetele se înregistrează cu serie și număr. Cu serie și număr e înregistrată. Deci este unică, nu acordăm la toată lumea. Vreau să o aplaudați acum ca posesoarea acestui premiu al editurii. M-ați emoționat, n-am știut că urmează asta și mă întreb dacă merit, domnule profesor. Sunteți generos, ați fost blând cu scrisul meu și ați fost blând și cu amintirile în același timp. Mulțumesc din suflet, sunt onorată și sper ca cititorii să confirme de fapt acest gir pe care dumneavoastră îl dați prin acordarea acestui premiu. Mulțumesc din inimă! În această republică a literaților, care iată pătrunde și în târgul de carte Gaudeamus din București, descoperim un om care vorbește în mod deschis, onest și uneori cu măști despre singurătate. Un autor contemporan extrem de interesant, Oana Camelia Șerban, care astăzi a văzut lumina tiparului sub titlul Scrisorile singurătății la editura Cartea Românească Educațional. Bun venit! Mulțumesc frumos, bună ziua și mulțumesc tuturor celor care au luat parte la lansarea cărții de astăzi. Vă felicităm pentru această carte și în egală măsură îmi vin în minte în momentul acesta cuvintele lui Marcheș, un veac de singurătate.
Cum se poate cuprinde un veac de singurătate în câteva scrisori, Oana? Nu știu dacă neapărat un veac, dar cred că poți să scrii nenumărate scrisori plecând de la o singură întâmplare, de la o singură secundă în care ai resimțit un fior al solitudinii, ai resimțit un anumit tip de emoție sau un anumit tip de pasiune. Eu cred că nu suntem niciodată singuri cu adevărat, această carte e de departe, nu militează pentru o asemenea ipoteză, dar cred că felul în care ne reconstruim identitatea se petrece prin mici retrageri în sine, prin mici meditații cu privire la ceea ce înseamnă întâlnirile care ne construiesc, iubirile care ne construiesc și tipul de autenticitate care ne denunță la capăt de zi. Motiv pentru care această carte este de fapt o carte a oamenilor împreună, nu o carte a oamenilor singuri. Și am încercat să fac din asta un fel de poveste, un roman epistolar în care fiecare personaj își pune problema modelului unei singurătăți în acord cu profesia pe care o are. Am epistole aici care sunt culese de la medici, de la profesori, de la iubiți, de la iubite, unii în dialog cu ceilalți, reciproc. Adică am încercat să intru în sufletul și în mintea unor oameni și am încercat să văd ce-i definește, ce-i face să nu se simtă singuri atunci când sunt împreună și ce-i face totul să se însingureze atunci când au un exces de emoție unul față de celălalt. Despre asta este vorba și mă bucur că lucrurile s-au întâmplat așa. Este o carte despre care nu aveam niciun fel de idee cu privire la momentul publicării sale. Este o carte pe care am construit-o complet accidental, dar această carte nu este nici de cum cartea oamenilor singuri, ci este mai cu seamă cartea marilor singurătăți. Așadar, este pe undeva și un joc de roluri, o formă de maieutică, inspirată maieutică, aș zice, într-o epocă în care suntem tot mai îndepărtați de sinele nostru și tot mai expuși la asumarea unor prieteni pe care îi întâlnim prin video chat și care, în mod evident, nu ne sunt prieteni. Cum poate lupta literatura, cum poate lupta filozofia, de ce nu, împotriva acestui model de societate care tinde să falsifice eticismul trăirii și, de ce nu, chiar întrebările noastre despre sine? Sunt instrumente foarte diferite pe care cele două discipline le pot investi. Filozofia este un spațiu al gândirii critice, al construcției valorilor morale care definesc un dialog și din alăturarea acestor două elemente putem spune că dialogul, dezbaterea, aducerea unor subiecte la suprafața societății, dar nu pentru a le ține acolo, ci doar pentru a le pune în lumină și a construi polemici, aceasta este sarcina filozofiei. E adevărat că această carte este scrisă de cineva care are mintea un om educat în filozofie, dar sufletul cuiva care a crescut în literatură. Nu este un secret acela că am scris literatură de-a lungul timpului și aici ajung la cel de-al doilea domeniu. Pentru mine literatura a fost tot timpul un refugiu și o construcție de sine. Eu am început prin a scrie poezie. Dacă l-am întrebat pe Heidegger, cu siguranță am aflat că nu poți să faci filozofie într-un sens tare dacă nu ai trecut prin ceea ce înseamnă această speculație de natură lirică, acest tip de construcție poetică. Pe de altă parte, sunt conștientă de faptul că oamenii astăzi consumă mai mult literatură decât literatură de specialitate, mai mult ficțiune, literatură ficțională decât filozofie. Și atunci am încercat nu să fac un compromis din cele două, ci o alăturare fericită. Prin instrumentele reflecției și ale gândirii critice de care dispunem prin filozofie și prin dimensiunea stilistică, metaforică pe care literatura ne-o atribuie ca fiind la baza existenței noastre, am reușit să dezvolt acest stil epistolar. Nu-mi stă în caracter, eu sunt o ființă care comunică în mod direct și în mod activ, dar dat fiind faptul că de cele mai multe ori dezbaterile publice astăzi se configurează din nefericire sub semnul scrisorilor deschise, adică sub semnul unui dialog surd, spart, cred că a trebuit să recâștigăm demnitatea stilului epistolar. Eu anul ăsta am scris câteva scrisori deschise pentru a închide o polemică destul de nefericită și imorală cu privire la felul în care educația universitară evoluează astăzi și la felul în care sunt organizate concursuri pentru câștigarea posturilor pentru pozițiile de asistent, lector, pozițiile de intrare în mediul universitar. Și dat fiind faptul că începusem să construiesc tipul ăsta de instrument, de lucru, am spus, haide să dăm și o nuanță fericită, o nuanță cu adevărat morală. Scrisorile, de facto, sunt
o dimensiune a intersubiectivității. Aștepți un răspuns și provoci în același timp un orizont interrogativ. Astăzi scrisorile deschise sunt abuzate. Ele provoacă dezbateri fără a aștepta răspunsuri. Și dar fiind faptul că am simțit acest sentiment de revoltă cu privire la felul în care epistolele sunt abuzate, astăzi s-au redus la o sferă foarte funcțional digitală, e-mail-urile, într-o comunicare absolut convențională și sterilă, am zis, haide să recuperăm ceva din demnitatea acestui stil, motiv pentru care au apărut scrisorile singurătății. Și în încheiere, pentru telespectatorii Apolonia TV, dar și pentru cititorii care ar putea să calce într-un asemenea salon de carte ceva mai larg, ce ați recomanda editorilor, celor care iubesc și tipăresc cartea, din această agora și nu numai, să aducă nou ca să întoarcă pe oameni la bucuria lecturii și să-i scoată din insolitarea fiecăruia, dacă nu chiar din noaptea minții? Era îndemnul lui Heliade Rădulescu, scrieți orice, dar numai scrieți. Eu o să zic, citiți orice, dar numai citiți, însă citiți cu justă măsură, maniera în care trebuie să recunoaștem că există o inflație a ideilor. Există o piață a ideilor, dar există și o inflație a ideilor, motiv pentru care o carte de calitate este aceea care propune de fiecare dată un spațiu pentru reflexie și pentru dialog și pentru gândire critică. Din nefericire, astăzi vedem foarte multe titluri care prefabrică modele de existență. Cum să fii fericit în 3 minute, cum să-ți găsești dragostea în 5 zile, cum să te construiești pe tine însuți în 20 de pași. Era o vorbă așa din metafizică, nu contează numărul, ci ceea ce stă la baza unei categorii. Motiv pentru care cred că ar trebui să recurgem mai puțin către așa numitele rețete prefabricate pentru fericire și pentru construcția identității personale și să împrumutăm din cărți toate acele valori și toate acele întrebări la care viața noastră poate constitui un răspuns.